Emisiunea dincolo orașului nostru, o l-a astăzi invitat pe prietenul meu, domnul profesor Mihai Mustățea, cel mai vital istoric literar al numai al zonei Oltenite, cel mai vital ai țării. Și am început astăzi l-am invitat să discutăm despre Adrian Păunescu, în primul rând, nu? S-a fi împlinit 75 de ani de la... A fi împlinit el 75 Pe de ani, 20 iulie, pe da? 20 iulie. Luați noi, nu? Probabil de ceea ce de cotidianul prea cotidian, dumneavoastră l-a sărbat pe Adrian Păunescu, nu? La Forum Seniori sau Da, la senior, la sigur, Seniori, da. acolo unde în general țineți conferințe despre cultura și literatura română. Este unul dintre poeții care ne-a marcat nouă tinerețea și nu numai tinerețea. O personalitate complexă și, cum spunea și Nicolae Manescu, n-a amestecat niciodată interesele lui cu interesele unui scriitor sau alții. Deci a departajat o parte a vieții lui de uniunea scriitorilor. Și așa cum, nu, spuneați pe drum, citeați de François Villon, care a avut destul de derapaje în viață, dacă ajungem în secolul 20, la Celine, la Heidegger, ia spre ceilalți care au avut, Wittgenstein, care au avut anumite simpatii și nu numai simpatii, am putea să trecem mai ușor cu vederea anumite momente din viața lui Adrian Păunescu și să spunem că, de fapt, o bună parte a mentalității românești se înrudește și privește cu bucurie, cu ceremonial, cu entuziasm personalitatea lui Adrian Păunescu. Ne amintim că în tinerețea noastră el, la fiecare volum, era primit exploziv, așa și Cenaclu, cu Cenaclu, Flacăra Flacăra, sigur. apoi și... Astea au fost evenimente care au creat o istorie. Sigur că unele pot fi interpretate, altele pot fi luate așa ca valori în sine, însă trebuie să îl amintim, să ne amintim de raportul lui cu buna noastră istorie, cu o istorie, cum veți, eu am citit și eu și am ascultat interpretarea dumneavoastră anterior, cu ceea ce e profund în simțirea românească, în simțirea unui om, nu? A lui, a noastră, fiindcă, de fapt, modul cum îmblânzim cuvintele sau cum ascultăm o muzică îmblânzită, o muzică și versurile lui îmblânzite, așa ca în mare sau ca în marea muzică simfonică, avem și acces la povestii cerului, ceea ce avem noi de povestit. Nu face parte din acea generație foarte importantă, cu Nichita Stănescu, cu Cezar Baltac, cu Ilie Constantin, Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Ion Alexandru, Constanța Buzea, Ileana... Constanța Buzea, care i-a fost și soție, era cu 2 ani Da, mai mare. mai mare. I-a prins în facultate pe care va dintre ei, domnul profesor? Pe el. Pe el, da? Da, Pe el în da. Dar facultate. voi spune în... Da, așa, da, în ceea ce Da. vei spune, da. O generație care nu a adus A relega reînnoit a renui, lirica, sigur, da. s-a întors la uneltele ei de dinainte de De război, de 44. 44, da. 44-45, sigur Da. că da. Este generația post-Labiș. Labiș, care Post-labiș. este, cum îl numește foarte frumos Eugen Zivion, Buzduganul noii Unei generații. generații, da. Da. Și ei, anunțați de Labiș, reînnoiesc și se întorc. Reînnoiesc. E impropriu spus, de fapt. Se întorc la adevăratele unelte ale poeziei românești, cea care între cele două războaie mondiale se constituie ca una dintre marile poezii ale literaturii europene și mondiale. Da. Și atunci mai și generația uniriștilor, nu? Dimitrie Stelaru, Da, Tonegaru. sigur, da, ăștia sunt generația Așa, pierdută, cum o numește pierdută, da. frumos Emil Manu. Da, Emil în Ma, studiul da, lui da, fundamental despre această generație. da. Știu că odată mi-ați dat o temă de cercetare despre Dimitrie Stelaru, în tinerețea noastră, acum vreo 40 de ani, era să zic, sau aproape așa, și mi-a Da. produs o reală bucurie acea temă de cercetare, da. Păi, să trecem Da, atunci la la Adrian Păunescu, care s-a născut într-un 20 iulie 1943, ziua Sfântului Ilie. Mă gândesc că ceva din
ceea ce ar constitui personalitatea Sfântului Ilie, a vrut să reproducă în existența sa, în biografia sa, Adrian Păunescu. Adică Sfântul Ilie, stăpânul tunetelor, și-o fi zis Păunescu că prin vocea lui puternică de stentor, în arenă, pe stadioane, să strige unele adevăruri și unele, eu știu, da, momente de trecere laude către adevăr și unele laude, să poată să facă și poezie. Oricum, e un ghem de contradicții și al judeca unii de altfel și astăzi când aud de Adrian Păunescu li se înroșesc ochii, nu de bucurie, da. Uitând însă că ei înșiși, prin lașitate sau prin tăcere, au contribuit ceea ce Păunescu a aclamat, să spunem. Da, da, da. Numai că el a fost, să spunem, vizibil sau a ieșit în arenă. Ceilalți au tăcut sau s-au retras așa undeva în spate, dar n-au avut niciun curaj. Pe când el a spus și adevăruri prin această poziție a lui, prin care arunca o sanale marelui cârmaci și a permis să spună și adevăruri. Poeziile sale analfabeților sau gramatică, publicate în revista Familia, dovedesc faptul că el era conștient că lumea în care trăia nu era, cum spune Leibniz, cea mai bună dintre lumile posibile. Și acum să trecem la tema noastră, Adrian Păunescu. Am ales ca motto un citat din Eugen Baru, care a și scris prefața la ediția din Biblioteca pentru Toți, Poezii de până azi. Dar motto în 1970, ia să vedem, da. Să vedem că ne spune imediat editorul. 78. 78, da. Da. Motoul face parte din o istorie polemică și antologică a literaturii române. Deci motto: totul mă supără la acest poet în afară de poezia lui. Da. În 20 iulie 2000, fie-mi iertat felul cum voi expune această temă, ca să nu scap din gânduri ceea ce am scris pe hârtie, voi citi ceea ce am scris. Adică voi face un fel de curs ala Tudor Vianu. Așa, ca... pe care ați avut profesor. Sigur, da, sigur că da, ca și pe Călinescu, sigur că da. Călinescu, da. Altfel o să facem poate într-o zi o temă și despre cei doi corifeii culturii române. Deci, în iulie 2018 ar fi avut 75 de ani, căci 8 ani au trecut de când nu mai este printre noi. S-a născut la Copăceni, 20 iulie 43, județul Bălți, unde părinții lui, Floarea și Constantin, spun istoriile și dicționarele literare, dar adevărul este altul. Se pare că nu Floarea este mama adevărată a lui Păunescu. Fuseseră trimiși ca tineri învățători. Își părăsesc toată agoniseala când Armata Roșie reocupă Basarabia în 43. E drept că din cauza aceluiași apostolat pierduse deja o alta la Sălaj în urma arbitrajului dictatului de la Viena. Omul nu va scăpa de un proces cu substrat politic în 1960. Deci trebuie să nu uităm lucrul ăsta. Tatălui Păunescu a fost condamnat în 1960 în urma unui proces politic. Deci trebuie să ne gândim. Tânărul avea 17 ani. Era în ultimul an de liceu. Ce îl aștepta în împrejurările acelor ani? Continuăm. Despre mama sa nu se știu multe. Dar va avea o mamă vitregă bună, această Floarea,
care se va ocupa la Bârca de copilăria lui. Face școala elementară în comuna Bârca, județul Dolj, de unde era originară Ramura dinspre tată, învățător și fiu al unui neam de țăran și învățător din această comună. Mama, adevărată sau vitregă, se trage dintr-o familie de olteni din Ionești-Vâlcea. Și-a început studiile liceale la frații Buzești din Craiova în 1956, a trecut la Nicolae Bălcescu, Sfântul Sava, 57-58 și le-a terminat la școala medie numărul 10 din București în 1960. Era numită în epocă Zoia Cosmodemianscaia, una dintre cele mai bune școli licee din țară, nu numai din București, și care la origine fusese un colegiu al doamnei Elena Cuza, soția lui și unde domnitorului Cuza. Foarte mulți elevi din toată țara până în 89 la Zoia Cosmodemianscaia, da. Este și anul debutului și anul în care începe să se vânture mediile literare bucureștene. Și acum vă vorbesc din amintirile pe care le am încă în memorie. Deocamdată înalt și deșirat, prost, frecventând aceeași facultate, el cu 2 ani mai mic decât anul în care eram eu. Deci începe să Atunci în facultate erați, Mihai? Dintre Manolescu terminase. Era asistent. Asistent, da. Eugen Simion asistent. Matei Călinescu asistent. Deci toți... Da, 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 toți mari critici apoi, sigur că asistenți. Negrici era student și el cu voi sau... Nu, era încă student. Încă student, da. Încă student. Era student, da. Da, ca de... și Dan Cristea. Așa, Dan Cristea, tot student. Tot, da, coleg de generație. Da. Iorgulescu mai mic decât mai mic, mine cu un an sau doi, nu mai țin minte. Deci, Laurențiu Ulici mai mic decât un an, cu un an. Era, iar Cornel Moraru cu 2 ani. Da. Ieri am vorbit cu el mult la Târgu Mureș și alaltă. Da. Cu Cornel Moraru, dar Mircea Iorgulescu s-a dus. Da. Ulici s-a dus. El, Dan Cristea este la Luceafru. Da, la Luceafru de dimineață, da. Da. Ovidiu Ghidirmic, Marin Beșteliu, colegi de generație. Da, da. Ce păcat, da. Ela Livescu, care a fost de profesoară de lingvistică, la Universitatea Craioveană. Să ne întoarcem. Deci, deocamdată înalt și deșirat, prost îmbrăcat, cu piese vestimentare din vinilii. Tatăl este la răcoare. Însoțit pretutindeni de soția sa, poetă, cu numele Constanța Buzea, mai mare ca el cu 2 ani, cu care se căsătorise minor fiind cu dispensă. S-a arătat de la început talentat și sociabil. Era ceea ce se numește un băiat de comitet. Și așa va rămâne un timp, înainte de a veni el, deveni el șef de comitet. Da. E bun jocul de cuvinte, nu? În jurul lui 1970, numele său e cunoscut de cititori de poezie, de cititorii de poezie din toată țara. În jurul lui 1980 este românul despre care se vorbește în țară cel mai mult după, împreună, pentru, contra și alături de cuplul Ceaușescu. Da. Un individ ca Adrian Păunescu, contemporan cu Balzac, nu ar fi surprins pe nimeni. Biografia poetului seamănă vădit cu a marilor ambițioși din Comedia Umană. Un rastiniac plecat de la Bârca, în tenis și cu bas pe frunte, abia scăpat de la păscutul vitelor pe izlaz, își propune să ajungă cineva în literatura română, întrucâtva îndreptățit prin talent, prin setea de notorietate și reputație dobândite aproape fără scrupule. Între 1963 și 1968 este student al Facultății de Limba și Literatura Română din București. În 1965 îi apare prima carte, Ultrasentimente. La propunerea sa, gest curajos în acel timp, cenaclul literar al unei facultății primește numele Junimea. Asta era în 65. Are legătură cu cel pe care continuă Căhmălnicianu? Sigur că este. Cenaclul, sigur că da. El îi dă numele. El îi dă numele, da. Junimea, da. Este redactor la Amfiteatru de la apariția primului număr până în 1968, apoi la Gazeta Literară. Participă într-un comando, așa cum se întâmplase și la alungarea lui Călinescu în 49 de la catedră, așa repetă întrucâtva
istoria aceasta. Deci, într-un comando, la alungarea redactorilor Luceafărului, de sub direcția lui Eugen Barbu și conform acelui proverb, scoală-te tu ca să mă așez eu. Se așează, sigur că da, ca redactor șef adjunct la Luceafărul. Între 1969 și 72. În 70-71 se află în Statele Unite cu o bursă dintre acele acordate și altor tineri de viitor. La 1 februarie 73 devine redactor șef la revista Flacăra, din care face o publicație teatral-justițiară și dinamică, în acord cu temperamentul său. Înființează în același an cenaclul Flacăra, care este mai mult decât un cenaclu. E un fenomen cultural și politic. Succesul va fi deplin și enorm. La început gratuit, apoi cu bilete de intrare nu foarte ieftin, cu preț nu foarte ieftin, când se va constata că revoluționarismul de acest soi este rentabil. Cu ajutorul muzicii propagă poezie bună, scrisă de Eminescu, Macedon, Stigoga, Blaga, Bacovia, Nichita Stănescu, dar și de el mai ales și alții. Însă promovează și cultul lui Nicolae Ceaușescu, pe care îl proslăvește ca pe un erou al redeșteptării naționale. Va scrie premonitoriu în una dintre poeziile sale. Soarta mă obligă ca eu să vă descriu nașterea, viața, lupta și cadavrul. S-a îngrășat deja. Pare un enorm calup de carne și de țesuturi adipoase, acoperit de o epidermă nu foarte sănătoasă, mai tot timpul iritată. O șuviță rebelă pe frunte, o voce puternică și solemnă de veritabil atlet pulmonar, iată ceea ce vă spuneam, calități pe care le ia de la Sfântul Ilie, ziua în care s-a născut. Da. Conducătorul știe sau simte ce vor acești spectatori parteneri și le dă impresia că le ofere exact ce vor. Mai întâi o identificare formală, măgulitoare, expusă în versuri. Te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Revista Flacăra devine locul unde se tipăresc osanale, dar și cele mai critice reportaje ale timpului, articole și interviuri de susținere a unor profesioniști din diverse domenii. Revista capătă o popularitate extraordinară, dar unele texte primite, nu numai că nu au fost publicate, dar spungurile rele au fost predate organelor securității. Sunt ani în care îi se permite și își permite orice. Într-o civilizație de căruțe, trabanturi și alte autovehicule submediocru motorizate, el dispune de mai multe mașini. Conduce un Mercedes, în care abia mai încape de propria personalitate și respectabilitate. Divorțează, are amante, e cronicar sportiv, animator de fotbal, ovaționat la Craiova și în Giulești, autor de versuri ale imnurilor celor două cluburi. Știe exact unde să se angajeze și să-și întrețină popularitatea. Este un autor de fapte senzaționale, bune și porcării, așa de multe, că și de la un moment dat nici nu trebuie să le mai facă, pentru că sunt inventate și atribuite. După 1989 încearcă să se reinventeze, dar timpul nu mai avea răbdare pentru acest copil al veacului, iar critici de circumstanță, având în vedere doar cântarea cârmaciului, îi neagă orice valoare, ei critici și fără valoare, uitând sau făcându-se a uita și poeziile sau versurile de circunstanțe ale altor poezi din generația sa. La 5 ani de la dispariția sa, scrie o tabletă George Stanca din care reproduc. Nu putea trece neobservat, deranja, incomoda, avea energii debordante, supraomenești. Poate din această cauză a plecat prea devreme. Ars intens, nervos, isteric, uneori greu de suportat, în particular și în public. Dar și când era în vervă, te fermeca. Era el însuși un spectacol unic, incarismatic, plin de umor și chiar de generozități inimaginabile. Ia să ne uităm câți au azi slujbe sau case obținute cu ajutorul lui. Și un scriitor l-a obținut pe acea indemnizație. Da, pentru sigur că da, datorită lui, sigur că da. Lui, da. Deci nu trebuie să uităm lucrurile astea. Da, care sunt esențiale pentru, sigur, da, pentru organizarea unei Bresle și mai ales pentru, să zicem, viitorul acestei Bresle care
Păi, trăiește din ce în ce mai greu zilele noastre. Ce mai greu. Un scriitor în perioada aceea câștiga foarte bine. Da, sigur că da. Vorbim financiar, nu câștiga da, bine. Așa nu este. Se compară cu acum aproape nimeni, nu mai câștigă nimic din cărți. Păi da, păi, de exemplu, Viața ca o pradă a lui Marin Preda în prim tiraj a avut 105.000 de exemplare, care au și dispărut în 2-3 luni. Da. Și apoi... Iar pentru cel mai revinte pământeni se spune că a luat în jur de 400.000, ceea ce... Da, da, timpul... prima dată tirajul a fost... cenzurat, în sensul că pentru a nu trece prin da. Cenzură trebuia să ai sub 50.000 de exemplare. Și s-au tras deci sub 50.000 de exemplare ca apoi să se succeadă retipării. Dar vorbești ca preț, ca da, și câștig financiar, se pare că cei doi au fost, Marin Preda și Eugen Barbu pe primul da. Loc, sau invers, Eugen Barbu și Marin Preda. Sigur, fiind și Păunescu și printre ei, sigur. Dinu Sălaru, nu sau da. Care mai, nu știm exact asta, dar am văzut câteva statistici pe această. Da. Și alții, Gabriel Liceanu, parcă nu sau care mai era acolo, Andrei Preș, sunt și ei trecuți între cei care au câștigat după 89, sigur că da. Da. Ceea ce... Altă... Da. După, așa, la, da, să continuăm. Se prea grăbea. Unde? Spre moarte. Căci, de fapt, viața nu e altceva decât o gară în care așteptăm un singur tren. Moartea. Pentru el, ea a venit cu expresul. Nedrept de repede, a ars poetul. Iată citatul da. Din George Stanca. La 5 ani de la moarte. Da. Sunt pete pe o biografie. Nici de cum pe opera. Timpul trece, opera rămâne. Să nu uităm că marele poet rus Evgeni Evtushenko a transmis un mesaj de compasiune la trecerea în viața cealaltă a lui Adrian Păunescu. Deci iată, de fapt, marile... Recunoașterea, da. Da, cunoașterea și în recunoașterea și în același da. Timp dialogul între marile valori, fiindcă nu putem nega dimensiunea uriașă a acestui poet Evgeni Evtushenko. Da. Și să nu uităm că marile... Da, este un eșec asumat să scriați despre poezia lui Adrian Păunescu. Să spui că nu are valoare? Nu te crede nimeni. Să zici că este excepțională? Iar nu te crede nimeni. Să încercăm a găsi calea de mijloc, deși poetului i-ar fi displăcut. În posesia unui talent poetic excepțional, cum puțin în epoca lui au avut, Adrian Păunescu reușește, paradoxal, de a fi numai din când în când un mare poet. Dintre poeții români, e poetul cel mai fecund din toate timpurile. Contabil de versuri, ar fi numărat numai puțin de 300.000 din acestea. Adică mai mult decât Mahabharata, care se consideră că e cea mai mare epopee a lumii și care conține peste 200 și ceva de mii de versuri. Deci el ar depăși Mahabharata, care se zice că n-ar fi fost scrisă doar, adică scrisă, spusă într-o generație. Da. Că nu era scrisul pe vremea aceea. Da. Ea s-a transmis ca și operele homerice prin viu grai până când a fost... A devenit da, calitate, operă. Da. Da. În volumele de care umplu rafturi de bibliotecă, din acest nunte de versuri se revarsă zgura molozului, dar și lava incandescentă a capodoperelor. De la primul volum, Ultra Sentimente, cuvânt inventat de autor, până la cărțile cărămidă din ultima perioadă a vieții, trebuie dusă o muncă istovitoare pentru a preleva marea poezie de versurile alăvionare, antologic, Adrian Păunescu e un mare poet. În consecință, vom lucra cu materialul clientului, referindu-ne doar la marea poezie din marile poeme. Poet de o largă disponibilitate, capabil mereu de reînnoiri, Adrian Păunescu scrie cu o mare încredere în destinul de excepție al creației sale. Nu întâmplător, una dintre cele mai definitorii poezii se intitulează Viață de excepții, din volumul cu același titlu. Nu te uita că sunt atâția oameni vii. Ei pot trăi oricât. Ce i-ar opri? Și noi trăim o viață de excepții. Poetul e dublat de actor
într-una și aceeași persoană, Fakir Valah. Fakir Valah, care în moaie ace, vă pot părea și un ghicitor ce minte, eu floare spun, iar voi vedeți morminte, și pâinea mea la viscole se coace. O, cai, ce trageți lumea înainte! Luați hamul meu să-l bati de cuvinte. Iată ce imagine extraordinară. Da. O, cai, ce trageți lumea înainte, luați hamul meu să-l bati de cuvinte. O temă predilectă dintre numeroasele teme, cum ar fi patria, părinții, lupta, revoluția, iubirea, moartea, obsesiva a poetului este satul și soarta țărănimii supuse procesului de extinție. S-a învechit lumina și ploaia s-a stricat. Șarpele casei însuși a putrezit sub sat. Iarăși un vers. Da. Fantă. Antropologie. Șarpele casei, da. Da. A putrezit sub sat. Se spânzură fântâna. Iată iarăși o altă imagine. Se spânzură fântâna de cumpenele ei. Pe ochiul trist al vitei ard pete de ulei. Un cal cu coada în aer nechează în ziduri rar. Din hornul casei iese nu fum, ci bălegar. În cimitirul mare dorm morții suprapuși, copiii prind învățătul zăvărilor din uși. S-a învechit lumina, putește ca într-un nou, ca într-un ou, când pasărea sub coajă s-ar așeza din nou. Câmpie e uscată și stearpă din adins, de un secol norii lumii au terminat de nins. E măgura tocită, din o seminte ies, cu un luciu toxic, flăcări și fără de înțeles. Și oile în genunche, aproape numai piei, păscându-se între ele, până când dau miei. Din poezia Satul sub ces și sub secetă, după potop. La acest Fakir Valah, a cărui gură pare că strigă și când stă închisă, nepotul țăranului din Bârca Doljului a înțeles problema țărănească în actualitate imediată, mai acut decât mulți contemporani. În versuri memorabile, poetul surprinde, ca și scriitorul Marin Preda, sfârșitul tragic și molcom al țăranului român, prevestit de distrugerea ireversibilă a sfintei lui proprietății. Marea sa durere și un stereotip al ipocriziei vechi de un secol și mai mult este umilirea, declasarea și pervertirea țărănimii. Țăranul și-a părăsit rostul său de veacuri și a devenit muncitorul necalificat, marginalizat și batjocorit de la oraș. Citez. Au venit țăranii la oraș cu aceleași triste vechi cavale, amăgiți că drepturi au egale și că sunt ai vremuri, ai muncii uriași. Doamne, dar în grijă cui îi lași? Că îi pălmuiește orice cale, brațele stângace li și goale și jignesc funcționarii lași, au venit și zac în nădușala. Și, de vreme, când din nou se scoală, parcă ar pleca la sămănat. Poetului se face de răscoală din amintirea lui Ion. Tema se regăsește în problema țărănească, repetabilă povară, părinți uituci și multe alte poeme, printre care și Nicio veste, din care cităm. Dinspre țărani, nimica nou nu este. De veșnicie își văd de ale lor. Copiii uită, oasele-i dor, între pământ, tăcere și neveste. Și finalul. Nu vor pieri țăranii niciodată ca într-o grațiere refuzată. În această tristă dezagregare a clasei se întâmplă și tragedia împuținării cailor. Uitându-se că din zorii lumii un om, un cal, un plug au trudit la pâinea cea de toate zilele. Când civilizația și birocrația inflexibilă au hotărât omul pe tractor, plugul aruncat și calul sacrificat. Cumplite. Ca într-o noapte a Sfântului Bartolomeu, pictată cu mari fulgere ale paletei lirice, ca într-un tablou de pictură flamandă de largi dimensiuni, sub penelul lui Bruegel cel Bătrân sau Hieronymus Bosch, în caii lui Marin Preda. Venire caii să ne spună, ne spuseră și nu-i crezurăm. Venire caii să îngenunche, îngenuncheară, nu-i crezurăm. Jurând sacrificarea mânjii și atunci nu-i crezurăm. Venire caii din morminte de lecai, plângând și nu-i crezurăm. Se smulseră din monumente,
câte, aproape toate monumentele eroice sunt cu cai. Da. Deci se smulseră din monumente. Da. Iată, o imagine spunându-ne și închiseră în grajduri, și nu-i crezurăm, și închiseră în grajduri și în spitale de cai. Descoperirăm că sluetici, că sunt turbați, că sunt de vină. Și într-o noapte ce ajunse Sfântul Bartolomeu al lor, umplură în curțile de sânge și toporișca de rugină. De unde atâta nepăsare de a vedea murind un cal de mâna ta, când el nu poate face nimic să se ascundă? De unde am învățat atât de repede să îngropăm toți caii, să îngenunche, îngenuncheară, mari și triști? Și învățând atunci să scriem, îi contemplarăm optimiști, apoi pe ei ne iscălirăm cu oscuțite toporiști. Pedeapsa astăzi înțeleasă de dor ni se tocesc carpații și nu ne mai sunt copiii pe uliți, acolo unde caii nu sunt. Și 20 de milioane visează în fiecare noapte stafiile de cai cu mare absența vechiului pământ. Excepționale vestele noastre, da. Ați interpretat și le-ați selectat foarte bine, antologat foarte bine. Ne amintim că au produs asupra noastră un efect excepțional atunci când da. A fost o sursă de memorie afectivă, de memorie istorică, mitologică. Da, sunt versuri antologice și da, da, și de mare simție. Adică da. Cei mai mulți dintre noi care suntem poate încălțați la prima sau a doua generație, da, da. Rădăcinile noastre sunt încă în țărâna sigur, ulițelor, da, satului, sigur că și pentru noi are cu tot o altă vibrație da, aceste versuri. Istoria noastră care este la o istorie și a suferinței, este da. A miturilor desfăcute peste sat, așa, și studiile noastre au fost în acest sens, nu? Da, păi asta e și durerea lui Păunescu pe care o exprimă, că fiii țăranilor astăzi au din ce în ce mai greu acces la cultură. Când aproape întreaga intelectualitate ante 1916 și între cele două războaie mondiale e din fii de boieri și fii de țărani. Da. Dacă vom lua lista academicienilor și a marilor oameni de cultură, vom vedea că jumătate dintre ei sunt născuți la țară. Șanse egale. Da, pentru... erau de exemplu Săliștea Sibiului, da, are numai da. Puțin de da. 12 sau 13 academicieni. Ceea ce da. Nu cred, nu mai e posibil astăzi, având în vedere învățământul selectiv, să spunem, deși el nu mai este ce a fost odată. Da. Să continuăm, deci autorul ne trimite prin versuri la scrierile de tinerețele lui Marin Preda, Calul, Întâlnirea din Pământuri și apoi la marele epos Moromeții, că tema nu l-a uitat pe poet, e revenirea ei în țăranul tragic, nu altul decât Marin Preda. Poezia apare ca un omagiu la moartea marelui prozator. Am bătrânit țăranul într-o carte, l-au pus între coperți, pe un perete, și este foame și este sete. Și statul îi se pare prea departe. Prin casă vechi miros de etichete, limbute conversații despre arte. Lui toate îi par mici și par deșarte și dorii de pământ lui Moromete. În carcere de file închizându-l, el astăzi nici nu vrea să mai trăiască. Se stinge brusc, prea l-a uzat cuvântul. Și în el, când îl acoperă pământul, mai moare odată clasa țărănească. Iată, iarăși, niște versuri răscoritoare și care formează un tot e un fel de bocet da, la da. Dispariția acestei clase care, alături de boieri, au dus țara asta pe umerii lor prin secole și prin istorie. Da, și să sperăm că va fi descoperit acest filon al autenticității, foarte da. Greu de descoperit, fiindcă uneori ce se întâmplă în spectacolul de astăzi este exterior, mai greu cu autenticitatea. Da. Dar din câte văd și multe studii sociologie, de antropologie, care merg și pe discută în profunzime aceste valori de care am închis dumneavoastră din lumea satului. Din aceleași lume țărănească rurală, într-un limbaj frenetic, exploziv, truculent, surprinzător prin ingenuitate și chiar grație, ne este evocată o imagine din copilărie a dansului călușarilor.
Am 10 ani. Mă așez lângă o fântână. Pământul ud miroase a ciment. Din primii nori ai primăverii tună, pe duz răcoarea frunzei suie lent. În ciuturi scoate o femeie apă. O toarnă în garniță, se spală în jgheab. Berzele în aer, cui bătân își sapă. Miei se retragă în negru și în alb. Și dintr-o dată cărușarii, ca un joc, dintr-un vehicul nevăzut și strâmb, am 10 ani. Port ori și cui noroc. Mi-e frică și sfială de foșnetele de porumb. Vin cărușarii dârdâind, cămășile li se aprind. Sub tălpi, ca printr-o iarbă grasă, li se preface drumul în coasă. O muzică îi descompune în regnet, dans și sficiune. Iată acest tablou al cărușarilor, surprins tușe sigure. Și în poezia de dragoste, Adrian Păunescu e un frenetic. Are o retorică impulsivă și imperativă în a-și cuceri dragostea. Eu o iubesc, duios, nebun, potrivnic, pe viață și pe moarte, fără frică. Sau e versiune a luptei clamată aproape maiakovskian. Fiți atenți că eu și când fac o declarație de dragoste, parcă fac o declarație de război. Dacă zic te iubesc, asta sună ca a ordin. Și în fața femeii, ce măreț, mă înconvoi. Iată această. Da. Oximoron, ca să-i spunem așa. Da, stilistic și faptic. Da. Alteori, dinspre Eminescu spre Minerescu, eșuează în text de romanță spre folk. Folosesc termenul eșuează, nu în sensul lui peorativ. Da, da, da. La în sensul lui cicardian, da, care spune că orice existență e un eșec. Da. Acum depinde eșecul la înălțimea căruia se întâmplă. Până unde ai ajuns la orice. Da. Da. Ai să mă ierți că sunt labilitate, că trec peste extreme fulgerând. Ai să mă ierți pleabânda mea de toate. Eu sunt nemuritorul tău de rând. Ai să mă ierți că nu pot fără tine. Dar dacă n-ai să poți și n-ai să poți, mie pierzându-te-mi va fi mai bine. Eu tristul cel mai liber dintre toți. Ai să mă ierți în fiecare noapte și am să te mint în fiecare zi. Și cât putea va sufletul să rabde, cu cât îți voi greși, te voi iubi. Iată aceste versuri, e la fel contradictorii, dar în același timp atât de adevărate. Se unesc ca să tulbure. Da. Și că așa. Sunt în memoria noastră. Și păcat că nu putem ilustra expunerea noastră cu câteva melodii cântate extraordinar de Tatiana Stepa, care cu vocea ei profundă, adâncă, tulburătoare, interpretează extraordinar multe dintre poeziile lui Eminescu. Păunescu, da. Am lăsat intenționat la final poezia patriotică și politică, stihuri care la apropie de Eminescu, Goga, Cotruș, Beniuc. Cu ultimul, toboșar al timpurilor noi, e și el un crainic al vremilor ce va să vină în sonetul Soldatul. M-am risipit în acțiuni obștești și am cântat de dor de libertate. Om tânăr care am fost, pe unde ești? Mi s-a făcut lehamite de toate. Și mai ales de acei contemporani, cu mâna decât aripa mai lungă, iată ce aluzie. Da, 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 și foarte frumoasă. Da. Mâna aripa, da. Ce cântă revoluția pe bani și acuză răul sprijiniți în pungă. Doamne, mi-e dor acum de un soldat care își face numai datoria și care vrea, pe tot ce a luptat, un chef să spele toată soldățimea. Într-o altă poezie, replică la Doina Emineștiană, poetul și omul politic Adrian Păunescu urcă la tribună și strigă în gura mare, acuzând patetic, asemenea marelui înaintaș, prezentul mișelesc. În zadar el dovedește că românul plânsui sa, când românul încet dispare de la Nistru până la Tisa. Clopotele se împreună într-un cântec trist cu toaca. E vândută țara noastră, nu se știe cui, săraca. Pe o stradă oarecare, dintr-o țară oarecare, părăsit, uitat și singur, Eminescu iarăși moare. Doina lui colindă țara, de la Nistru până la Tisa. Doina lui, înlăcrimată, urmărită, interzisa,
Poezia i-a adus popularitatea, dar și necazurile. Fiindcă lumea suportă, citez, lumea suportă mai lesne un poem decât un poet. Încheia citatul. Își va intui destinul postum în eu diversiunea. Nu-i loc de mine. Mă tot aflu în calea acelora ce merg spre monumente. Mă vor călca în picioare, mă vor tunde, mă vor ceda în scenării indecente. Nu-i loc de mine. N-are loc porumbul să crească și să vină la hambare de acest poet retoric și habotnic care a ajuns în glume proletare. Nu-i loc de mine. De-aia moare lumea. De aceea sunt în Orient zâzanii, din picina îngânfării mele slute, și-au părăsit comunele țăranii. Nu-i loc de mine. Sunt diversiunea. Adrian Păunescu, un hogolian? Desigur, mai puțin filozof. Dar și un Midas, care transformă în poezie ce atinge. Temperament nonconformist, talent liric prodigios, memorie de erudit, da, știa aproape întreagă poezie română pe de rost. Adică mari poeți... Fenomen. Da, 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 era un fenomen, sigur că da. Și această memorie îi sluja atunci când prezida acele adunări, întâmplări, cum le numea el, din Cenacul Flacăra. Care pentru noi, tinerii, la început, sigur că da, a fost un fenomen extraordinar. Luăm cunoștință cu marea poezie. Se goleau orașul și mergea la, pe stadion. Când sigur că da, la care ne fusese pusă un obroc, da, la un moment. Da. Memorie de erudit, popularitate imensă într-un timp, generozitate exploatată de mulți și necunoscută de puțini. Un scriitor iubit de cei care n-au curajul să-l urască și urât de cei care ar vrea din toată inima să-l iubească. Acesta este, deci, Adrian Păunescu. Chiar frumos această... Din generația pe care deja ați enunțat-o și pe care, dincolo de păcatele lui lumești, nu trebuie să punem o pată pe operă. Adică, ceea ce am și spus, sunt pete pe biografie. Dar opera, ca și în cazul lui Barbu, nu e cazul să excludem de literatura română, care și așa are nu prea multe mari valori. Mari valori, da. Da. Și este... un fenomen care poate fi interpretat și ca istoria mentalităților, ca psihobiografii, nu? Și de aici avem anumite concluzii, de aici putem decela un parcurs biografic, un parcurs poetic și, în fond și mai un parcurs al vieții. De fapt, personalitățile poetică, poet, jurnalist imens, scriitor imens ale lui, ale Adrian Păunescu, ale altor mari personalități, din cultura română și universală, cu plusurile care poetic sunt exponențiale, fiindcă ele, atâtea câte sunt, fiindcă ele produc în lector reverberații, cum alți filozofi au greșit, cum alți în secolul 20, cum alți scriitori au greșit mult mai mult decât Adrian Păunescu, dacă el a greșit sau dacă a fost mai în eroare, toate acestea limbajul lor apotropaic este așa izbăvitor și ne face pe noi să le păstrăm o amintire productivă. Da, sigur, unii dintre critici literari care uită ceea ce au scris înainte de 89 își fac un titlu de glorie din a-i nega total valoarea. Ceea ce nu este cazul, cum este cazul din lui Mihai Beniuc, despre care ar trebui să vorbim într-o dată. Da. Să pe discutăm, aici. Profesor, fiindcă au fost, nu trebuie să uităm niciodată, zice, când zice el că sunt oboșeală vremurilor noi. Însă are niște versuri extraordinare. Nimeni nu știe până mâine ce să alege și din noi. Da, simt, așa e. Asta este. Da. Cum a frumos profesorul Gibescu, să lăsăm istoria să curgă, domne, zice că vom vedea apoi. Da. Zice, sau de acolo de unde suntem, ce se va întâmpla. Da, dacă o fi, sigur, nu se știe. Să o lăsăm să curgă așa istoria și să de acolo de sus, așa, să primim. Sigur, trebuie să vorbim, cum spune Tacitus în motul pe care și-l alege la cărțile lui despre analele Romei.
zeci de cărți, dar de care nu s-au păstrat decât puține. Sine ira et studio. Da. Adică fără ură și părtinire. Adică, așa. Altfel ar însemna ce s-ar întâmpla cu literatura franceză dacă l-ar arunca pe François Villon. Da, tâlhar. Da. Ucigaș, se pare. Și generația, curvar. Da. Și mai știu, generația așa, colaboraționistă. Da, și toate da așa, așa. Și în același timp autorul extraordinarilor balade și acelor versuri pe care le spune mereu. Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de onoare? Și care, la curtea lui Charles, Charles, regelui, principelui Charles de Valois, da? Fratele regelui, care își petreceau timpul în turnire, dar nu de arme, turnire de poezii. De poezii. Se dă ca temă mor de sete cu fântâna lângă mine. Și el câștigă turnirul, mor de sete cu fântâna lângă mine. Da, da. Frumos, iată. Păi sigur că de-astea... Da. Și restul de fiind Dumnezeu, repudiat, urgisit, urmărit, el însuși mare poet, da, vrea să-l oprească la curte, să nu mai plece. Dar spiritul de vagabond al lui... Da. Vion îl face să... îl face să plece. A da. Plecat și nu se mai știe unde. Nu se știe unde, când și cum. Cum a plecat și Anton de Saint-Exupéry. Da, da, da. Cum... Putem spune că plutește în eterul poeziei, că l-are pe penas. Așa este. Da. Și ne segmentează, da, ne înrolează nouă sufletul și ne, da, face în același timp să mergem spre poezie. Vă mulțumesc astăzi pentru discursul dumneavoastră și pentru modul cum l-ați prezentat pe Adrian Păunescu și poezia în general și prin Da, am făcut o selecție, sigur că da, multe poezii sunt memorabile, dificil, dar eu am făcut, adică pentru demonstrația mea, da, am ales aceste... Și lecturi imense trebuie să faci ca să faci o selecție, că da, selecția nu, da, se face, nu se face oricum. Este în același timp un elogiu adus de noi poezii în general și elogiu adus în acest timp agonal și acest timp al polemicilor pentru o foarte bună armonie, da, așa cum este și în creștinism armonia. Deci... Sigur că da, trebuie să trecem peste ceea ce ne răscolește deseori istoria sau istoria, da, personală sau cea evenimențială, așa, diurn evenimențială, și atunci să spunem că așa cum în creștinism o bună iertare se face după căință, așa și în lume, cu o bună literatură citită și cu valorile din ea, sufletul nostru devine armonios. Valorile din ea fiind pentru noi a le citi și a le metamorfoza, fiind o formă de căință, de împăcare în univers. Însă toate se fac, nu? Prin muncă, prin foarte multă muncă și nimeni, nimic nu vine de-a gata. Deci sensul acestei existențe este un parcurs al îndoielii și al sublimului. Eu vă mulțumesc încă o dată, domnul profesor, și vă așteptăm. Vă mulțumesc! Thank you.